În Mehedinți sunt sute de persoane cu handicap care nu și-au mai primit banii de luni de zile. În județ sunt două comune unde oamenii așteaptă indemnizațiile în zadar. Principala problemă o reprezintă lipsa fondurilor în bugetele primăriilor pentru plata acestor drepturi. Sunt două primării la care nu s-au plătit, sunt restanțe din luna aprilie, 5 primării din luna iunie, 2 din luna iulie. Pentru toate aceste primării, cauza este aceeași, nu au venituri. Finanțarea acestor cheltuieli este 75% de la bugetul de stat, care a fost asigurată conform solicitării și repartizării pe trimestre, 25% se asigură din bugetul local. Nu sunt venituri. Cele mai mari dificultăți financiare le întâmpină primăriile mici cu venituri reduse, care sunt în imposibilitatea de a-și achita partea lor de finanțare. Despre ce primărie este vorba? Ilovă și Godeanu Aprilie, Direcția de Asistență Socială de la Primăria Severin pe luna iunie, Bâlvănești, Husnicioara, Malovăț și Șești iunie și Prunișor iulie. Pentru ca situația să fie deblocată, iar banii să ajungă la oameni, este nevoie ca primăriile să primească sprijin financiar, fie din partea guvernului, fie din partea Consiliului Județean.